Bună ziua! Sărămâna! Sărămâna! Alimba român! Daniela! Bine v-am găsit, doamnă! Daniela Vârciu! Andrei Ștefănescu! Am ajuns acolo, era patroana, i-am explicat pentru ce avem nevoie de un tort. Dragi, dar trebuie să mi-l faceți! Doamnă, dacă e să-l facem noi. Dacă ne dai tot ce trebuie. Băi, eu am fost cofetat la viața mea și ăsta la fel. Hai să le gustăm întâi, să vedem exact dacă doamna are dreptate. Și bea o cafea întâi. Păi și cum ne dăm seama de ele? Le mirosim sau ce le facem? A, numai ne vedem. Începe așa, o cafeluță, un biscotine, oriceva. Biscotine, un eclero. Zic, doamnă, eu cred că o savarină o să vreau la urmă. Ce vreți să aia mâncați? Dar zic, haideți, spuneți-ne ce trebuie să facem noi pentru acest tort. Astăzi este sărbătoare foarte mare. Bravo. Eu sunt un om credincios. Eu nu muncesc deloc. Și a zis, bine, hai să spălăm farfuriile. Este destinul vieții noastre. Să vorbești cu cineva, să se întoarcă vorba înapoi. Doamnă, eu nu vreau să muncesc. Atunci te duci la WC-uri. Vrei? Doamnă, care parte cu păcat nu înțelegeți? Doamnă, eu nouă mă munceare. Nu-i problemă? Hai să ajutăm la ornament să punem fără. Băi! E păcat! E păcat! Să dai cu aspiratorul, să tai lemne, să-ți curești WC-ul, să faci tort, să... E păcat! E păcat că e! Lasă că nu-i păcat! Sunt rusaliile! Ce, aveți ceva împotrivă? Sunați-l pe papa sau pe prea fericitul Daniel sau pe prea fericitul ăștia să vă spună ei de ce nu muncește Liviu Vârciu astăzi. Dar de ce nu te-ai dus la plajă? Și am venit să duc. A, vă deranjez? Nu mă deranjez, dar te deranjez. Ce ceva, mă certați că am venit sau... Păi, am venit în inspecție cu tăticuțul, cu colegul meu, dacă sunt în stare de ceva. Liviu găsește orice să se lege, numai să nu muncească. Doamna zice, da, dar asta nu e muncă. Ba, da, doamne, e muncă. Dacă vreți, mănânc, fac orice, dar nu muncă, să nu mă puneți la muncă. Păcătoaselor! Băi! Deci, ce-i cu femeile, mă? Le faci păcătoase că muncesc, băi, să câștige un ban. L-a rugat femeia de câteva ore, l-a rugat și eu, hai mai liber. Până la urmă m-am apucat eu cu Andrei. Care te bagi la ouă? Ne-a murit. Se bagă la ouă. Toți facem curăța acolo să ne spuneți. Ele cu ouăle, că la... Ele cu ele, numărele, pipăile, mângâiele, păturește. Doamna a zis așa, domnule, avem două cartoane de ouă care trebuie sparte separat, gălbenușul de albuș. A început Andrei să pricepe când vrea. Ia să vedem. Păi ce? Și nu foarte repede, pentru că ele, nu știu, se amestecă, se, da? Așa nu o scoate la capăt, încet. Da, drăguță, doamna, mie mi-a plăcut. Era mai... A preluat un pic din comportamentul lui Neamărin. Sparge ouă, câte am spart? 4-5, nu. Tu nu vezi că tot cartonul trebuie spart? Stați, doamnă, că nu... Haide, vrei și tu să facem amândoi să... Nu fac nimic eu, că v-am zis că eu nu muncesc. Dar te rog frumos! Dar eu, dacă vă rog frumos să mă lăsați să luați, că eu am oamenii mei, Neamărin, omul meu, angajatul meu, Andrei Ștefănescu, omul meu, angajatul meu. Ce, doamnă, vorbim de la șef la șef până acum. Dă-ți drumul la muncă, dă-ți și lui ăsta mic să facă ceva, lua la bătrânul, că dacă nu, i-ar pune creierul în contribuție, ăla face o dializă. Dar hai să le arătăm noi și după aia să facă ei și noi mergem la cafea. Hai să-i un pic. Haide, nu fie. Bă, nene, cum, domnule, eu am... Știți când am inventat eu? Astea de le știți dumneavoastră, acum eu le-am inventat. Asta cu aia să vă arăt eu. Când te-ai născut, dragule? De mult are. Spargem câte un ou. Băi, nene, eu nu-s nebun, băi, fraților, bă, stați-mă așa un pic. Vine toată lumea și spune, spargești tu niște ou. Vârciule, spargești tu niște ou. Vârciule, te rog eu, spargești tu niște ou. Spargești tu niște ou. Vă separăm. Băi! Și-am spart. N-am mai spart. Ia! Bravo, mă, hai să-ți dau o cafea. Hai! Ai văzut? Vă pup, aveți grijă de voi. Cu nebunii nu stai de vorbă, băi! Că dacă se nebunii, nebunii sunt nebuni. Am făcut ce au zis? I-a trecut după aia. N-am mai vrut. Nu ți-am mai zis nimic. Am mai simțat că le-am făcut. No, după aia a zis, bravo, bravo, felicitări. Fugi, uite, du-te pe afară pe acolo, vezi ce mai e. Îl invita la un expres. Nu vrei un espresso scurt, nu vrei, uite, uite acolo, masă. A crezut că sunt nervos. Vă așteptăm la... Doamnă, cât îl tăiem? 3. Era acolo umblat în formă de inimioară. Eu am mai făcut chestia asta acasă, să tai un blat, că o ajut pe soția mea la chestii din astea. Așa mergem cu el. Cu tăie brema ta, mămălică, știi? Da. Haideți să punem inima blatul de... Acasă am un cuțit special din ăla cu zimți care să tai. Aici ea mi-a dat un cuțit ca un fel de fierăstrău și am încercat să tăiem, n-a mers. No. Lasă-mi de că ți arăt eu cum să tai. Ce bucătar cu fața aia? Și nu tai până la jumate? Nu, tai în trei. Și tot cu cuțitul, eu mi-am tăiat încet, încet, am tăiat tortul cu cuțitul. Ia uite, vrei aici. Mamă! Tu poți să fii, uite, în afară de dansator, poți să fii și cofetar. Câte meserii poți să faci, bre? Eu pot să fac multe echilibre dacă vreau.
Da. Cum ar fi? Poți să faci ce? Orice. Poți să faci meningită. De exemplu, poți să te fac pe tine să joci. Și în viitorul foarte apropiat la spectacolul meu, spectacolul vieții, tu vei dansa ca mine. Știi cât? 4 repetiții trebuie cu tine la mine la sală și te fac să dansezi ca mine. Jur. Siropon prima dată? Da. Ai văzut că știu? Uite cum bea și băiatul meu apă dimineața, așa câte o picătură, cât... No. Stai cu mine. Stai cu mine că vreau să facem ceva să iasă bine. Ai pus prea mult. Lasă-mă că știu. Îi tremură mâna, uite că îi tremură ceva la marină, ce faci? Mie mâna se n-ai bise. Acum să sperăm că o să fie bun și că este ce trebuie, pentru că până la urmă e păcat să ne bate în joc de un tortuleț. Deci. Acolo ia frișcă și trebuie să-l îmbraci cu frișcă. Tot? Da, normal. Da. Dar tu mi-a dai un tort adevărat. Nu vrei ce? Putea să mergem cu un tort de ăsta pe tine care... Păi atunci dacă... Nu pot să cred. Nu, lasă-l așa că lipim. Tortul era micuț. Nu trebuie să tăiem cumva să nu ne certăm între noi? Și am tăiat și eu tortul. N-am apucat decât să-l tai jumătate. Libere. Ce? De ce libere? Ce? Dar ce am făcut? Ce? Nu, da, dacă mă atinge... Ce faci? Mă tai cu asta, da. Și zic, bărbe, cât de fraier de rânde chinuim aici? Andrei! Andrei! M-am uitat așa de jur împrejur, ce pot să iau să-l ating un pic? N-aveam nimic după mine. Ferește, Andrei, tiria! Bine, nu că alea e de plăcintă, bre, a zis doamna să nu umblăm la alea deloc. Da? Să nu umblăm la alea deloc. Andrei! Andrei, da? Direct în mână mi-a aruncat. Mi-a dat deci tot degetul ăsta, ce crezi? Și eu ce am făcut? Are tenul ăla care e plin de puncte negre, că nu se vede dacă s-a la soare și nu s-a spălat un rulot. Aia s-a umplut de puncte negre. Unde ești, Gogule? Uite, tot eu loc. Fugi. Fugă-ți mai bine, măi. Păi, ce le fac acum? Am văzut negru în fața ochilor. Ce i-am făcut bă nene atât de supărare? Frișcați, face tenul curat. Îți scoate impuritățile și dacă îl freci un pic fragil. Așa și îți face fața fragedă. Fină, mă. Tot aia. Mi-a dat cu aia mână, mă. Mi-a dat cu ala aia mână, mă. Paci. N-am făcut nimic. Păi eu n-am făcut nimic. Jură-te. Dar ce ai dat de mine? Că n-am făcut nimic. Cine a adus? Nu, eu. Ia uite adus? Unde mi-ai pus. Eu, cine, eu care n-am făcut nimic. Cine a adus? Cine, cine a adus? Ce? Adus, ce? Eu ce? Băi, băi, vezi să nu alune ceva. Vrei, aveți grijă. Hai. Stai, băi. Hai, că vezi să nu călca. Ce? Nu călca. Că de-l am nevoie. De mine ai nevoie? Da, nu. Hai, fetelor. S-a calmat. S-a calmat după ce ți-a rupt cârca cu da, păr, hai. Parul, pietre, mopul ăla l-a rupt pe tine, nu? S-a văzut cu tine. Băi, fetele! Băi, fetele! Băi, fetele, bă! Fetele, stai cu băile bune! Au cu scaunul, mi-a pus scaunul. Mai erau și copiii acolo, băi, nene, a luat cu părul, da. Uite, zburarele în volem de ăla, nu se poate, bă, nene, mă, trebuie oprit acest om. Băi! Dă-te deoparte, dă-te deoparte, dă-te deoparte, dă-te! Eu ziceam să terminăm frumos, să luăm tort. Și nu vrei. Păi și ce, cum nu vreau? Dacă facem pace. Bă, du-te încă. Cam pietre aici, de ce-i fac acum? Băi, le spargi geamul. Știți cum grei grindina aia mare cu pietre mari, așa? Poc, 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 de te ascunzi în casă, așa? Și tu, femeie săraca dintr-un magazin, aoleu, cine sparge, cine sparge, aoleu? Cine sparge? Nimeni, doamnă, nimeni. Am venit doar să vedem exact dacă aveți... Că eu vreau un ficus de ăsta, dar nu găseam. Da? La mine, la Constanța. Veni cu numele cu picior cu piatra. Da, mă, da. Păi de ce se schimbă operatorii mei tot timpul? Mă, și enervează. Câteodată o dau în glumă,
Dar știu precis că dacă nu-i fac așa, nu se liniștește.